Bună dimineața, 9 și 11 minute, urmează culinaria. Ia să vedem, domnule. Brânza bună e ingredientul principal pentru o rețetă cu un mare gust. Rămâi aproape și îți povestim cum poți deveni un mare bucătar la tine acasă. Cu Delaco, mare brânză, mare gust. Un bucătar excepțional, nu mare. Absolutamente formidabil. E foarte simplu, trebuie doar să fii un pic atent, să nu arzi lucrurile, să nu dai în foc, când e cazul. Dar în rest, dacă urmezi niște pași simpli, nu e mare filozofie să gătești ceva bun. Iar în dimineața asta vreau să vă propun o rețetă extrem de simplă, de tartă crocantă cu mozzarella și legume coapte, de sezon. Pentru această rețetă... Adică varză? Nu. Dar? Să știi că se poate face și cu varză. Așa. Eu m-am gândit în dimineața asta la zucchini. Da. Deci nu dovlecei, fac o paranteză mai în startul acestei rubrici. Am mai discutat despre chestiunea asta, ca să nu credeți că e vreo fiță. De altfel, zucchinii au început să apară în magazinele de la noi. Peste tot. Cultivați la noi în România. Uh-huh. Deci nu mai sunt marfă de import. Sunt aia verde închis. Da, sunt dovlecei verde închis, care nu sunt la fel de apuși ca dovlecelul ăla cu care am copilărit noi. Și care sunt foarte buni și ăia, dar pentru alte rețete. Exact. Dar pentru paste, pentru tarte, pentru chestii care... pentru mâncăruri asiatice, pentru noodles, ăștia-s buni că nu lasă apa aia și nu se înmoaie, nu devin mucilaginoși, așa cum se întâmplă cu dovlecelul obișnuit. Așadar, în dimineața asta, zucchini... O, Luce, aș mânca niște vinete, ardei capia. Așa. Eventual și ardei iute pentru cei cărora le place și puțin picant. A? Mozzarella fresca de la Delaco. Cea mai bună e pentru asta e asta, Frescarolo. Deci sunt niște pentru cei care nu au cumpărat până acum. Este un rulou de mozzarella, practic, da? E făcut sul așa în cutie. Și e foarte ușor de servit pe sandvișuri, de exemplu, față de mozzarella fresca obișnuită, care vine sub formă de bilă. Uh-huh. Bun. Pentru rețeta de astăzi, asta de tartă crocantă, vă trebuie un aluat simplu de făcut din 200 de grame de unt la temperatura camerei și 350 de grame de făină și câteva linguri de apă. Și îl faceți ca pe orice aluat, frământați untul cu făina și adăugați apă până când nu este lipicios aluatul ăsta. După care aluatul îl întindeți pe fundul unei tăvi rotunde, dacă aveți, dacă nu, ce tavă aveți voi acasă și care să fie înaltă de măcar, deci, 2 cm. Merge și ovală. Da, corect. Da, și pătrată. Înaltă de 2 cm să fie, da? Și tapetezi cu aluat. Adică aluat. Nu prea înaltă, asta spui. Nu prea înaltă, dar nici prea puțin înaltă. Așa și așa înaltă. Cât de cât înaltă. Da. Așa. După care legumele trebuie semi-preparate, să zic așa, trebuie gătite puțin înainte. Călite. Călite, trase la tigaie cu foarte puțin ulei, dar după aia puse pe un șervețel să-și tragă uleiul din ele. Tăiate, evident, felii rotunde, zucchini și vinetele. Ardei capia, rondele, bucățele, cum vreți voi. Și puteți eventual să căliți și o ceapă. Nu greșești niciodată cu ea. Mamă, acum când îmi spui, știi unde le-aș face? Le-aș face pe grătar legumele, ca să capete gust de fum. La grătar e cel mai bine, dar e complicat. Adică deja de la o rețetă foarte simplă... Atunci le pui la tavă în cuptor. Dai ceva foarte complicat. Până le rumenești la cuptor. Poți să le rumenești la cuptor, e varianta cea mai bună, că în felul ăsta nu-și lasă nici zeamă absolut deloc și nici nu prea mai e necesar uleiul. După care așterni peste aluatul pe care l-ai pus în tavă mozzarella, cum spuneam, Frescarolo de la Delaco este cea mai bună opțiune, pentru că nu te chinui cu ea, doar întinzi pergamentul acela de mozzarella, practic, și cu două astfel de piese rezolvi toată lucrarea. Și peste mozzarella așterni toate legumele astea coapte. Pe urmă poți să, evident, sare, piper, chimion îmi place mie în combinația asta în mod deosebit, și dai la cuptor pentru 20-30 de minute până când se topește mozzarella. Plongură. Crusta aia devine crocantă de la aluat și legumele se gratinează. Dar puțin suc de roșii nu pe deasupra. Poți să faci rețeta, poți să pui, dar nu că nu e necesar. Un pic. După mine. Poți să pui niște bacon, cum spuneam de fiecare dată. Bacon. Când e vorba de legume, baconul e binevenit oricând, dacă vrei să fie mai hrănitoare toată afacerea. Aceeași... Poți să faci cu ciuperci.
Evident. Dar iarăși trebuie să fii atent să nu își lase prea mult, adică să le gătești bine înainte, că altfel se fleșcă tot aluatul ăla și se alege praful. De asemenea, e o rețetă care se pretează foarte bine vara, același aluat, aceeași mozzarella fresca de la Delaco, dar în loc de legumele astea coapte, felii de roșie proaspătă, câțiva căței de usturoi mărunțiți și busuioc. Și dată la cuptor și face o tartă de roșii excepțională vara, cu un sos de iaurt alături, răcoritoare, fresh, senzațional. Mi-e dor de vară. Mai avem o contestație, să știi, Luca. Vă rog. La ce ai spus mai devreme. Ia-ți. Bună dimineața! Luca, se pronunță zucchini, nu zucchini, cu doi de z. Aurel Italia. Deci e ca și cum ai zice mățline, nu măs. Mățline. Când vine vorba de bucătărie, nu e bine să fii zgârie prânză. La Culinaria ai avut o rețetă de mare inspirație, pregătită de Vlad, George și Luca, oferită de Delaco. Mare brânză, mare gust. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.